Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, ne jucăm Fortnite, ok? Ca întotdeauna, ieri n-am pus clip pentru că, băieți, vreau neapărat să vă readuc cheful să uitați la clipuri, așa că, mă, credeam că o să pot să deschid gifturi, de-aia am început de aici. Anyway... Da, nu putem, băieți, hai să vă prezint update-ul totuși, deci, fiți atenți. Pentru cei care nu a jucat azi, hai să ne întoarcem și noi. Dacă dați click pe fulgulețul ăsta de aici și dați pe Visit Lodge, adică să vizitați cabana, vă scrie aici: bine ați venit. Și aici în stânga aveți cadouri pe care le puteți lua zilnic, băieți, puteți lua câte un cadou. Aici este o chestie de unde luați misiunea, băieți, adică o misiune. Puteți da click pe Crack Shot și să... Nu știu ce face aici, sincer. Habar n-am. Ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Nu se întâmplă nimic, ok? Puteți da click pe cadourile astea de aici, pe care iarăși le deschideți după, de fapt în fiecare zi. Aici este o din asta, de-a lui Crackshot, un saxofon și o banană care nu face absolut nimic. Aici este o banană, băiți, uitați banana aici, uți. Și asta care cântă. Băi, forță, forță, forță. Hai să dăm și noi live lodge. Și să punem minigame-ul pe care am zis că o să-l jucăm. Vreau să vă întreb, băieți și fete, ce v-a picat vouă din cadoul de pe Fortnite, oameni buni? Chiar sunt foarte curios să știu ce v-a picat vouă. Pentru că, oameni buni, mie mi-a picat un banner și un loading screen. Și vreau să scrieți acolo în secțiunea de comentarii vouă ce v-a picat, băieți, dacă v-ați deschis cadouașul. Dacă nu l-ați deschis încă, deschideți-l, băieți, pentru că încă este prima zi. Și ar fi destul de păcat să pierdeți un cadou așa, iurea. Sau nu știu, oare se stachează? Nu știu, nu știu, nu știu, chiar nu știu. Dacă aveți voi idei, băieți, puteți spune acolo în secțiunea de comentarii dacă se stachează sau nu. Hai să mă bagi și pe mine mai repede, pentru că nu o să pot să tai partea asta, pentru că am vorbit bea și nu o să fie foarte, foarte, foarte ok. Bun. Avoid the storm. Stormul start small and start to move. Ok. Am înțeles, hai să dau și eu jocul puțin mai încet, băieți, că ne cam rupe urechile. Hai să dăm așa un apply. Sper că vă place muzica de pe fundal, nu știu, mie mi se pare foarte mișto. Ne suntem 16 din 16 anul ăsta sau salut. Și vreau să știu, băieți, dacă vă place minigame-ul ăsta nou, băi, sper să dau și eu niște win-uri. E primul meci al zilei, filmez la ora 26 minute dimineața. Da, e cam irelevant pentru că am fost puțin cam neatent azi, am lăsat totul pe filmat cam târziu, dar oameni buni, a venit tata în țară dacă vreți clipuri cu tata, oameni buni, vreau să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii să știu și eu, băi, vreți să-l vedeți pe tatăl meu cum joacă Fortnite sau vreți să facem challenge-uri cu tata? Wow, ok, nu știu, vedem, vedem, băieți, vedem. Deja am idee, deja am o idee super mișto, deja am două idei super mișto. Și dacă aveți idei ce aș putea să filmez cu tata, o să vă întreb pe Instagram și vreau să mi le scrieți acolo. Așa că, băieți, nu uitați să dați un follow pe Instagram la 1robinet1. Join pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere, la fel și Instagram-ul, la fel și codulețul meu pe Item Shop, pe care îl găsiți și pe ecran, cam fiecare clip. Și nu uitați, foarte important, băieți, like, share, subscribe, credeți-mă, mă ajută extrem de mult, nu vă cade mâna, credeți-mă, nu vă cade mâna dacă apăsați acolo butonul de like, băieți. Și având în vedere că vine vacanța, o să fie foarte, foarte motivant pentru mine și o să, nu știu, sincer, băieți, când strâng multe vizualizări și multe like-uri, pofta de muncă și chestii, și din chestiile de genul sunt mult mai mari decât în general, dar never give up. Ok, m-a bătut mapa asta, stați așa că eu nu știu mapele, băieți. Având în vedere că e Zone Wars, aș putea să mă duc pe High Ground și cred că am să fac chestia asta. Hai să mă duc și eu pe High Ground. Gata, aici vreau să rămân, mulțumesc. Și aș vrea să mă bag cu ăștia. Băi, ce ping am? Am ping 55, hopa. Frate meu, tac, tac, minte. Lasă-mă pace. Băi, ia mănâncă tu racheta asta, bro. Ia președinte tu dintre asta, dau și eu big-ul ăsta. Doamne, băi, mi-a prins niște hituri atât de iurea. Și vreau să-i felicit, băieți, pe cei din echipa mea. Pe HGF, pe Vlăduț și pe Pyrex, pentru că știu că ei au luat bănuți, băieți, la turneul ăla, minus 100 GG's. Bine, de HGF nu știu 100% și nici de Vlăduț, probabil au luat și ei, nu știu. Știu că HGF a luat 101, cred. Pyrex a luat un loc foarte, foarte, foarte bun și nu știu ce fac eu aici, băieți, credeți-mă, habar nu am, joc foarte prost. M-am zis primul meci al zilei. Hai să încercăm totuși să-l batem pe băiatul ăsta, măcar... Nu!
Ce-am făcut? De ce am făcut asta? Anyway. Bun băieți, hai că am începem și noi acum runda a doua. Hai să ieșim și noi direct așa, că e mult mai safe și să vedem ce face băiatul ăla acolo. Nu l-am nimerit sau a fost blanket? Ok, probabil nu l-am nimerit. Pentru că știm cu toții cum trag eu cu sniperul, de câte puteți vedea băieți. Lasă-mă în pace. Doamne, bă, dar ăștia trag mereu în mine la început, băi, efectiv. Și nu înțeleg de ce. Băi, băieți, lăsați-mă și pe mine în pace, frățiorii mei. Gata. No, ei n-au voie, băi, să vorbească cu mine. Mi-a interzis mama să vorbesc cu ei. Eu nu vreau să vorbesc cu ei. Așa că nu-mi vorbesc cu ei, eu să-mi fac aici drept un box. Ăla are rocket launcher. Hai, frate, mi-e de edit. Nice, dar eu nu prea știu să joc azi. Like, astea sunt cam mortuleț cu jocul, băieți. Bam, și s-au băgat niște skin-uri foarte frumoase, băieți, de Crăciun. Ai, cam și eu sunt state, dacă e. S-au băgat niște skin-uri foarte frumoase de Crăciun, băieți. Unul dintre ele este chiar în față, adică Dogo-ul pe care l-am bătut. Nu, don't. Do not. What? Doamne, băi, ori eu am ping, ceea ce nu cred că am pentru că am 67 acolo în stânga, ori efectiv sunt atât de obosit încât nu pot să fac absolut nimic, băi, nu înțeleg. Doamne, găsiți foarte mult, băi, zi-mi așa. Ia, fii atent, cel așa de Moș Crăciun, băi, Moș Crăciun bate Crăciunița. Nu e ok, Moș Crăciun. Nu-i deloc ok. Ia, atent, cel de-o, deci fac pare, băi, că o să câștige. Never mind. Ia. Ușca mea spun. Ai grijă, frate, că dacă nu ești grijuliu, ai să mori. Pe bune vorbesc. You can do it. Scară, frate, scară, stai, oh my god. Pune scară. Vorbesc cu pereții, băieți, nu mă bag în seama. Băi, ce faci, băiatul ăla, doamne. Ok. Ok, băiatul ăsta știe să facă tunneling, nevermind. Eu de ce nu știu să fac? Ok, eu ce dintre n-am dat practice la chestia asta. Ia să-mi ce să fac și eu practice mai calma, băieți. Conori! What do you mean? Nu le prea are pe tactică, totuși. E periculos, băieți, băiatul ăsta, nu știu, mie mi-e frică maximă de el. Dar nu prea blochează el, din câte văd. Așa, nice! Dă-i rachetă, dă-i rachetă! Ce-a costat și-a snipe-a ăsta? Ok, el a răcăzut. No. Asta nu-i posibil. Deci dacă și-a asta bătaia, o să, gen, să fie foarte trist. A jucat foarte bine până acum. Sper să nu mă bată nici mai totuși. Haide, brother meu, că poți. E meci tău! M-am zis eu. Azi dimineața m-am jucat la turneu, dar m-am simțit foarte rău. Și n-am putut să fac absolut nimic la turneu. Și nici măcar n-am jucat toate meciurile. Așa că... Bă, uite piatră, băieți. Băieți, vă plac pietrele. Ok, hai să vedem ce am totuși în inventar. Mamă, băi, urăți famasul, băieți. Care e arma pe care voi o urăți cel mai rău? La mine e famasul, cred. Mulți știu că iubesc arma asta, eu însă nu. Hai să... Cred că ar trebui să fiu și eu mult mai grijuliu, de fapt nu puțin mai grijuliu, așa că hai să merg și eu aici în față. Iau și eu niște dăștea pentru materiale, că trebuie. Am un shotgun bun și trebuie să profit de el. Îi dăm sniper-ul ăia sau nu-i dăm sniper-ul ăia, pentru că nu știu să trag cu sniper, băieți. A, și by the way, quick update, mi-am mărit și eu puțin mai mult instantea pentru build. Hai să merg și eu așa și să nu mai buildez, pentru că nu se merită să buildez aici. Ia uite pe ăștia, băieți, unde s-au dus. Păi baftă, cum mă bat eu cu ăla care e pe high ground acolo sus? Poate nu-mi dă spam eventual. Foc. Bun. Acum hai să mă bat cu aia care vin. Bă, eu am nimeni drag mântul sau... Come on, a serii fix atunci. Trebuie de mai trebuieți. Aici. Oioo. Băi, pe aia a murit. Na, uite-te tu. De ce nu mi-a dat nimic de heal? De ce n-am nimic de heal?
De ce nu pot? Păi nu pot builda. What? Interesant. Dar n-am nimic de heal, banane. Fuck, nu pot să mănânc de aici. Nici de aici. Păi de unde pot să mănânc banane? Erau banane afară. Unde erau bă bananele alea? Come on! Băieți, sunt cu 5-16 de când a început meciul. Nu pot să pun platformă! Doamne! Nu știu băieți ce are. Mă urăște jocul ăsta. Aha, aici pot. Ok. Nu știu, băi, ce am făcut eu așa greșit în viața asta. Eu cu asta nu mă lasă. Bă! Of, aproape îl băteam pe ăla. Cred. Ce să fac eu, frate, cu 5-16? Cred că mai bine mă bag în zonă. Am materiale. Am materiale. Ia-i să am eu grijă mai bine și să nu mor. Da. Hai sniper fai, nu te ține, n-ai curaj. Bro, n-ai curaj, am zis. Mai să vezi că n-are curaj. Oameni lași. Mai e și una în stânga mea. Unu. Nu vrei, frate, să dăm sniper fight-ul? E prea periculos? Trebuie să mă bag cu ăsta, băieți, dar... N-am cum, pe deasupra. Eu oricum mor în zonă. Trebuie să fac asta cât de repede. Am murit în zonă, nu mai am materiale. Bro, te pup, frate. Nu! Ok, băieți, apa tocmai l-a salvat. Mulțumesc, joc. Hai, bro, dă-mă jos la tine. N-ai curaj, dă-mă jos. Nu! Mor! Oh, come on! Băieți, m-a bătut în zonă. Mă duc să plâng, bro. Păi bă, băieți, oricum, clipul e destul de lung. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Aproape am câștigat un meci, mai am unul. Poate îl câștig pe ăsta, dar aici încheie și un episod, băieți, pentru că e destul de lung. N-am luat în minte caturile pe care am să le fac. Da, e ok. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe, băieți. Follow pe Instagram la 1robinet1. Gen pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere. Și cred că ar trebui să mă pun să joc mai competitiv și pe videouri, chit că s-ar putea gen să mă enervez mai repede. Dar trebuie să fac, băieți, entertainment totuși pentru clipuri, pentru că e mult mai amuzant când mor și chestii decât să joc puțin mai bine. Cei care mă aveți în lista de prieteni și, mă rog, cei care sunteți pe live-uri de multe ori, vedeți că eu joc mult mai bine decât o fac acum. Și aici chiar am jucat foarte prost. Anyway, oameni buni, fără scuze, gata. Ne auzim data viitoare. Ciao!